agențiilor, ceea ce poate fi un punct de vedere corect, dar nu pentru 20% din bugetari. Nu, eu nu sunt de acord cu acest lucru. Domnul Vanghele, se rupe coaliția sau nu? Deci nu cred că se poate pune problema de rupere a coaliției, pentru că interesele României sunt mult mai mari. Deci cred că trebuie să găsim formulele de echilibru pentru tot ceea ce înseamnă... Ce condiții veți spune, în afară de restructurarea cu 20%, că nu sunteți de acord cu ea? Ce alte condiții mai aveți? Nu știu, vom vedea în funcție de discuție.